Pentru mine, Teach for Romania a fost o provocare foarte mare. Teach cel mai mult m-a ajutat cumva să comunic cu comunitatea. Și de fapt, cred că de aici a plecat schimbarea în comunitatea noastră de la Independența, pentru că am luat legătura cu răbdare și blândețe și transparent cu toți actorii din comunitatea noastră. Elevi, în primul rând, profesori, părinți, autorități locale, preot musulman, preot ortodox. Din partea doamnei director am luat foarte multe lecții și cea mai importantă este că mereu ar trebui să ne susținem unii pe alții și că împreună putem să reușim tot ce ne propunem. Îmi place foarte mult că niciodată nu se dă bătută și mereu încearcă să ne ajute în a lua decizii importante și în a ne susține unii pe alții. De când este director, s-au schimbat lucrurile spre bine, cel puțin pentru tineretul acestei comunități. Le-a insuflat o altă viziune, le-a redat acestora dreptul de a-și spune părerea liber, fără să fie cumva, nu știu, influențat sau să aibă teamă, sau le-a redat o încredere. S-a schimbat foarte mult activitatea din școală, există mai multă disciplină, există o distribuție a sarcinilor bine pusă la punct, lucrează foarte bine Consiliul Profesoral. Ne facem vocea auzită în școală atunci când venim cu inițiativa de a face un proiect sau a face o excursie, poate, sau, nu știu, ceva legat de școală, încercăm să ne facem auzită vocea. Mereu am fost ascultați și sprijiniți de către doamna director, către cadrele didactice. Rompetrol a susținut mai multe școli și mai mulți învățători. Suntem foarte recunoscători. Ne-au ajutat în decursul anilor să ne păstrăm prezența în acest județ, ducând oameni de care avem nevoie. Prin colaborarea cu Teach for Romania ne dorim să facilităm accesul la o educație de calitate pentru copiii din mediul rural, să creăm un context de învățare valoros pentru ei, pentru profesorii lor, dar și pentru colegii noștri care sunt mentori în clasele Teach. Este un parteneriat pe termen lung ce presupune atât resurse financiare cât și implicarea noastră a angajaților pentru un schimb de experiență valoros, pentru un impact benefic pe termen cât mai lung pentru comunități. Le sunt recunoscătoare celor de la Rompetrol pentru că, pe lângă faptul că mi-au susținut bursa, au adus foarte mult în comunitate. Sala în aer liber li se datorează. Ea s-a ridicat și cu sprijinul voluntarilor Rompetrol și cu finanțare Rompetrol. Le mulțumim, mulțumim și mulțumim. Vedeți noastră gașca din spate care au răspuns la apelul nostru și ne ajută să facem un loc șor de clasă în aer liber pentru copiii noștri.